Semaforul adjectivului este o activitate care cuprinde trei contexte de utilizare a adjectivelor. La culoarea roșie ești provocat să observi greșelile. La culoarea galbenă sunt actualizate cunoștințe necesare pentru a înțelege în ce constă greșeala. La culoarea verde sunt corectate greșelile. La final, te așteaptă un scurt test pe care sper să-l treci la culoarea verde. Știi în ce constă greșeala din acest enunț? Pentru a explica greșeala din enunțul "Am văzut un documentar despre o vulpe inteligentă polară", este necesar să ne aducem aminte de faptul că adjectivele determină un substantiv. În cazul acesta, substantivul vulpe este determinat de două adjective diferite. Este vorba de adjectivul calificativ inteligentă și adjectivul categorial polară. Adjectivul categorial este întotdeauna postpus termenului regent și nu permite intercalarea unui adjectiv calificativ. Adjectivul calificativ însă poate fi antepus termenului regent sau poate fi așezat după adjectivul categorial. Pentru că adjectivul categorial urmează întotdeauna imediat după termenul regent și nu permite intercalarea altui adjectiv în fața sa, enunțul greșit "Am văzut un documentar despre o vulpe inteligentă polară" poate fi reformulat corect în două variante. În prima variantă, "Am văzut un documentar despre o vulpe polară inteligentă", termenul regent vulpe este urmat imediat de adjectivul categorial polară și apoi de adjectivul calificativ inteligentă. În a doua variantă, "Am văzut un documentar despre o inteligentă vulpe polară", adjectivul calificativ inteligentă este antepus termenului regent, iar adjectivul categorial urmează imediat după termenul regent vulpe. În enunțul "Prefer plimbările pe aleile cel mai puțin aglomerate" și în enunțul "Le-am explicat problema colegilor mai puțin interesați de matematică", există câte o greșeală. Tu poți identifica aceste greșeli? Pentru a identifica greșelile din cele două enunțuri, este necesar să ne aducem aminte de structura gradului de comparație superlativ-relativ de inferioritate, care cuprinde articol demonstrativ plus structura fixă mai puțin plus adjectivul acordat în gen și număr cu termenul regent. Formele articolului demonstrativ sunt la numărul singular "cea", "celei", "cel", "celui", iar la numărul plural "cei", "cele", "celor". Articolul demonstrativ este marcă variabilă a formei adjectivului la gradul superlativ-relativ, atât la cel de superioritate cât și la cel de inferioritate. Iar structura "mai puțin" este o marcă invariabilă a superlativului de inferioritate. Greșeala din primul enunț constă în faptul că articolul demonstrativ "cel", care este și marcă a gradului superlativ-relativ, este folosit cu forma de masculin și nu este acordat cu substantivul regent "aleile", care este de genul feminin numărul plural. Reformularea corectă este "prefer plimbările pe aleile cele mai puțin aglomerate". În al doilea enunț, greșeala constă în faptul că marca invariabilă "mai puțin" este folosită "mai puțini", adică într-o formă variabilă. Structura "mai puțin" este
întotdeauna invariabilă. Reformularea corectă a enunțului este: le-am explicat problema colegilor mai puțin interesați de matematică. Acesta este un mesaj scris de un copil de vârsta ta către mama lui. Mamă, te rog să cumperi mere roșii și pere aurii. Să știi că mi-am spălat pantalonii cei negri. Ai observat cele trei greșeli de ortografie din text? Pentru a identifica cele trei greșeli, este necesar să acordăm atenție scrierii cu un i, 2i și 3i a adjectivelor care au ca termen regent un substantiv la numărul plural. Mai mult, trebuie să observăm dacă adjectivele sunt postpuse sau antepuse. Spre exemplu, adjectivele negri, albaștri, verzi se scriu cu un singur i atunci când sunt postpuse, adică așezate după substantivul regent. Când sunt așezate în fața substantivului regent, adică sunt antepuse, se scriu cu doi i. Adjectivele roșii, aurii, proprii se scriu cu doi i când sunt postpuse substantivului regent și cu 3 i atunci când sunt antepuse. Prin corectarea greșelilor, adjectivele roșu și auriu se scriu cu 2 i, iar adjectivul negru se scrie cu un i. Toate cele trei adjective sunt postpuse substantivelor regente la numărul plural. Acum, la final, te invit să rezolvi testul Semaforul adjectivului. Realizează acordul adjectivelor dintre paranteze cu substantivele regente. Apasă butonul de pauză. După ce ai rezolvat exercițiul, verifică răspunsurile corecte. Dacă ai rămas la culoarea roșie a semaforului, te invit să mai urmărești încă o dată videoclipul cu mai multă atenție. Dacă ai ajuns la culoarea galbenă, mai poți rezolva încă o dată testul. Dacă ai ajuns la culoarea verde, meriți o pauză relaxantă și felicitări!